Sute de mehedințeni au fost verificați de către oamenii legii în acest weekend. Zeci de amenzi au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție. Și magazinele au fost de asemenea luate la bani mărunți de către forțele de ordine pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție individuală. Pe fondul numărului crescut de îmbolnăviri cu COVID-19, oamenii legii au luat la bani mărunți atât societățile comerciale cât și zeci de mehedințeni. Amenzile nu au lipsit nici de această dată, având o valoare totală de peste 9.000 de lei. Astfel au fost efectuate verificări atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate peste 900 de persoane și controlate peste 30 de societăți comerciale. Astfel au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 9.000 de lei. În trafic au fost controlate peste 190 de mijloace de transport de persoane. De asemenea, sute de mijloace de transport în comun au fost luate la control. Activități asemănătoare vor fi desfășurate în continuare în vederea conștientizării tuturor cetățenilor privind necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială.